Și acum, doamnelor și domnilor, un nou caz strigător la cer, o nouă închetă dramatică. Omul cheie a decis să iasă la bătaie și să-și povestească drama. Executat pe repede înainte, acesta este omul, doamnelor și domnilor, în malaxorul abuzurilor de la DNA, nu mai are nimic de pierdut și vorbește liber. Trecu și el prin culoarele justiției, cu halte semnificative prin DNA, Gigi Becali dezvăluie. Domnule Gigi Becali, îl cunoaște foarte bine, momentul melodramatic pe care el însuși l-a precinuit unei familii de celebri procurori anticorupție. Și, nu în ultimul rând, întrebarea dacă Partidul Social Democrat va avea un candidat propriu la președinție, își va primi răspunsul în această ediție specială. Punctul culminant este portretul robot al celui care ar putea să fie noul locatar de la Palatul Cotroceni, domnilor și domnilor, în doar câteva momente, însă, așa cum v-am promit, avem o anchetă absolut fabuloasă despre cum se poate nenoroci un om pe manual de la DNA. Hai să vedem cine a instrumentat-o și cine s-a ocupat. Calvarul fostului primar de Buftea, Ion Stoica, a început chiar din timpul mandatului, în septembrie 2010. Un cunoscut i-a șoptit primarului că există un dosar pe numele lui la DNA. Atunci s-a stabilit și prețul iertării, o primă tranșă de 5.000 de euro. Banii trebuia să fie pentru o doamnă procuror, Claudia Roșu, și un domn Papici, care eu habar n-aveam că ei sunt acolo. El tot îmi spunea că este prieten cu un domn Papici, că este prieten cu Claudia Roșu și cu Toni Smarandache. Speriat, primarul Stoica a hotărât să facă el un denunț. Așa a ajuns la DNA. Am intrat într-un birou unde erau trei birouri. La primul birou pe stânga o doamnă, biroul al doilea era gol și a treia doamnă m-a audiat. I-am relatat despre ce este vorba și mi-a spus că trebuie să mai dau încă o declarație. La un moment dat am simțit că s-a sculat doamna respectivă, s-a sculat în picioare, a ieșit afară și a trântit ușa foarte tare. La acel moment, primarul Stoica nu știa că procuroarea care a plecat din cameră avea să influențeze destinul pe viață. După câteva luni, în 2011, sună telefonul. Stoica este chemat iar la DNA. M-a preluat de jos de la intrare și unde credeți că m-a dus? La etajul 2, în același birou. Numai că nu mai m-a anchetat doamna de la al treilea birou, m-a anchetat prima doamnă. Pe momentul când s-a prezentat, atunci am făcut cunoștință cu doamna Claudia Roșu, care ascultase tot ceea ce spusese eu atunci în baza denunțului și ea ieșise foarte nervoasă din birou. Claudia Roșu este soția controversatului procuror Doru Țuluș, fost șef al secției a doua DNA. Printre cei care au mai avut de suferit din cauza procuroarei Claudia Roșu se află și Ilia Olguța Vasilescu. Procuroarea Claudia Roșu este cea care a început și care a instrumentat o perioadă dosarului Gabriel Popoviciu. În acest caz a fost anchetat și fostul șef al Direcției Generale de Informații și Protecție Internă, Cornel Șerban. Ținta reală a acestui dosar a reprezentat o preluare a arhivei de DGIPI. Da, doamnă, nu vă supărați. Eu am formulat un denunț, acum când mi-a spus numele, dar noastră mă anchetați pe mine. Eu știu că nici moral, nici legal. Nu se pune problema așa, noi suntem DNA-ul, cum se spune. Trebuie să-mi răspundeți la întrebări. Am răspuns. M-a întrebat de proprietăți, m-a întrebat de mașini și m-a acuzat că aș fi luat o mașină șpagă, că am asfaltat o stradă. I-am spus că nu este adevărat, mașina mea este matriculată, este a mea. Justificare. Am trimis a doua zi cu avocatul, am trimis actele, am trimis și dovada banilor, am trimis absolut tot. Nu mai m-a chemat nimeni până în februarie-martie 2012, când era premergător campanie electorală. Totul a plecat de la o asfaltare cu cântec. Primăria Buftea a obținut o finanțare de la guvernul PDL, însă banii de la Consiliul Județean nu au mai ajuns la primărie. Totuși, strada a fost asfaltată de Consiliul Județean, fără ca măcar primarul Stoica să știe, acesta aflându-se în concediu. Doamna procuror a spus că știm noi că ai asfaltat strada. Toate actele care sunt la dosar dovedesc contrariu. Strada Independenței din Buftea, pentru că ea este vorba, pe data de 20 august 2009, am plecat în concediu legal de odihnă, cu mașina mea pe care o aveam deja de 8 luni. M-a sunat viceprimarul care a rămas în locul meu primar să mă anunțe că s-a prezentat cineva și vor să asfalteze strada Independenței. Și el era foarte supărat pe mine că nu l-am anunțat. I-am spus că nu știu nimic, habar n-am avut de așa ceva. I-am spus că nu am semnat nimic, nu știu nimic, și să nu-i lase, pentru că nici măcar nu le-am dat autorizație de construcție, iar strada este a noastră. I-am spus inclusiv să cheme poliția să oprească lucrările. De lucrarea respectivă s-a ocupat consilierul județean Gheorghe Pistol,
care actual este primarul orașului Buftea. Cetățenii din Buftea știu foarte bine că pe strada respectivă erau vreo 6 panouri cu poza lui Cristache Rădulescu, lucrare executată de Consiliul Județean Ilfov, președinte Cristache Rădulescu. Ei au asfaltat-o, ei au plătit bani, ei au plătit absolut tot. Procurorul Claudia Roșu susține în dosar că pentru această asfaltare făcută de Consiliul Județean Ilfov ar fi primit șpagă primarul de Buftea o mașină de teren Mercedes. Mașina, spune primarul, a fost de fapt cumpărată de la un afacerist care avea legătură cu un proiect imobiliar din zonă. Mașina era cumpărată de la Marinescu Adrian, un fost coleg de liceu de-al meu. A avut nevoie de bani, a adus-o, eu vreau să-mi cumpăr mașină, tocmai vândusem două mașini, am pus diferența de bani, am justificat totul la DNA. Ei spun că i-ar fi folosit lui Marinescu, că de-aia mi-a dat mașina. De la mine când a venit și s-a cerut autorizație pentru locul respectiv, păi dacă ar fi fost adevărat, îi ajutam. Eu le-am dat conform legii, le-am dat să facă PUZ, plan de urbanism zonal. Adică i-am încurcat cu alte cuvinte, dar așa prevedea legea. Procesul a fost unul care ridică mari semne de întrebare. Unul dintre ele este că, pe înregistrări, vocea primarului nu poate fi distinsă. Și atunci am făcut o expertiză extrajudiciară cu domnul Cătălin Grigoraș în Denver, Colorado, în America. Mi-a venit răspunsul de acolo că nu este vocea mea. L-am prezentat instanței, nu au vrut să țină cont de el pentru că este extrajudiciară, dar Cătălin Grigoraș este acreditat de Ministerul Justiției, este pe site-ul lor. Am văzut că doamna procuror a dispus ascultarea și urmărirea a mea și a lui Marinescu pe semnătura dânsei și scrie destul de clar urmărirea și ascultarea o va face Serviciul Tehnic al Direcției Naționale Anticorupție și Serviciul Român de Informații. Din 15 martori care au fost ai DNA-ului aici, 5 dintre ei nu m-au văzut în viața lor, au fost 5 de la Consiliul Județean care au recunoscut că au făcut strada ei. Eu nu am denunțător. Eu nu am un denunț în tot dosarul. Este o foaie de hârtie pe care vă prezint, în care sunt relatate anumite fapte și acolo o semnătură a domnului Papici, prin care îi se spune doamnei Claudia Roșu să-mi deschidă dosarul. Cine-i denunțătorul? Procurorul Claudia Roșu și ofițerul de poliție judiciară Smarandache au organizat o recunoaștere în grup pentru a obține condamnarea fostului primar din Buftea. Atunci, o anume persoană adusă de cei doi l-a indicat pe fostul șofer al primarului Stoica ca fiind cel care a ridicat mașina de teren considerată șpagă. Șoferul nu fusese implicat absolut deloc în achiziția și transportul autoturismului respectiv, susține primarul însă. Culmea e că la instanță nu a mai ajuns procesul verbal privind recunoașterea în grup. Mai mult, în fața judecătorului, persoana de la firma care livrase mașina a declarat că nu l-a văzut și nu l-a cunoscut niciodată pe șoferul primarului din Buftea. Individul adus de Claudia Roșu și Smarandache la recunoașterea în grup nu a mai apărut niciodată în dosar. Efectiv a dispărut, iar presiunile asupra șoferului nu s-au oprit. Mai mult, după ce am pierdut alegerile, la o lună, două luni de zile, fostul meu șofer de la primărie a fost chemat de domnul Smarandache și i-a dat întâlnire în birou la actualul primar. Și s-a spus foarte clar acolo, dă-ne ce știi de Stoica, că o să fie bine aici cu actualul primar și o să avem grijă de tine. Dar dă-ne ceva de ăsta ca să termină mai repede cu el. Șoferul a fost dat afară din serviciu după acest episod. Într-un final, într-un dosar de luare de mită, fără a exista prejudiciu, Stoica este condamnat. DNA nu s-a oprit și prin procurorul Mircea Negulescu a reușit să-l mai țină pe primar după gratii. M-a condamnat pe data de 2 aprilie 2015. 3 ani de zile. Am stat închis 22 de luni. 87 de zile am stat în plus datorită onorabilului domn procuror Portocală Negulescu, care s-a prezentat la judecătorie la Găiești și a spus că el nu este de acord, că nu m-am reabilitat și era dreptul dânsului, niciun fel de problemă, dar în loc să am primit sentința în aceea zi, m-a pus în libertate, dar dosarul meu n-a mai plecat conform legii de la judecătorie la tribunalul de la Dâmbovița, la Târgoviște, pentru că domnul Portocală și-a permis să ia dosarul și să-l țină la dânsul. În perioada sărbătorilor i-a fost drag de dosarul meu. Sunt condamnat pentru luare de mită, dar nu am niciun leu prejudiciu.
Eu sunt condamnat fără prejudiciu. DNA s-a lepădat între timp de acești anchetatori care au ajuns la alte parchete. Fostul primar Ion Stoica crede că o amară compensație morală că a avut și povestea lui o mică contribuție. Asta după ce în timp ce era după gratii a fost audiat de alți procurori pe tema abuzurilor, dar și a banilor ceruți pentru sau în numele procuroarei Claudia Roșu. Au venit, m-au luat de la penitenciar, m-au dus la DNA și am fost audiat. Și s-a făcut referire cam la tot dosarul meu. Atunci am dat din nou o declarație și am relatat din nou faptul că am fost cercetat abuziv, ca să spun așa, de doamna Claudia Roșu, de domnul Zmarandache, de domnul Papici. Colegilor ne-au spus că, domnule, ne pare rău, ești nevinovat, dar n-avem ce să-ți facem. Dosarul meu s-a blocat. M-am conversat și cu inspecția judiciară, inclusiv pe Messenger, și am transmis datele respective și mi s-a dat un răspuns că se va analiza și se va face un control, dar au trecut deja 2 ani, mine pe mine să fac 3 ani. Am înțeles că nici doamna Claudia Roșu, nici domnul Zmarandache nu mai fac parte din personalul DNA-ului, probabil în urma acestui dosar. Cât despre Stoica? S-a ales praf. Familia s-a destrămat, copilul meu trăiește în alte părți, am rămas singur. De lucrurile mele, perioada cât am fost închis, s-a ales praful. Mă chinui de 2 ani de zile, am reușit doar să ajung să le zugrăvesc. Mi-au terminat toată viața. M-au nenorocit. Domnul odontolog, cum știți, am contactat astăzi pe doamna Claudia Roșu cu domnul Papicina în cale de comunicare. Doamna Roșu nu a dorit să intre în direct în această emisiune, însă ne-a transmis o scurtă declarație de presă pe tema acestui caz, pe care îmi fac datoria să vă și citesc. Și în acest caz, la fel ca în toate dosarele pe care le-am instrumentat în activitatea de procuror, am respectat integral prevederile legilor în vigoare. De altfel, soluția pronunțată cu titlul definitiv de instanță de judecată confirmă viabilitatea și legalitatea rechizitorului pe care l-am întocmit și care se bazează pe probe de necontestat. Declarație Claudia Roșu pentru România TV. Doamnelor, domnilor, în măsura în care doamna Roșu se răzgândește și vrea să intervină, sau poate domnul Papici are ceva de spus, că la domnul Negulescu nu mai am așteptări, cu cea mai mare plăcere, doamna Roșu știe unde mă găsește, poți să-i comunici și domnului Papici în caz că dânsul nu reușește. Domnul Jnecăr, casa de producție DNA, casa de producție DNA, dar asta e producție corespunzătoare, așa. Așa pare cel puțin, nu? Păi, nu-l auzim pe domnul Jnecăr. Vorbește, dar nu se aude. S-a te-s ghinionis, domnul Jnecăr, a picat sunetul... Tocmai acum.